ziua! Vă salut, Tatiana! Astăzi vom începe un nou proiect și anume o rochiță pentru bebelușele noastre. Deci va fi o rochiță pentru nou-născute. Pentru aceasta eu voi folosi firul Bravo de culoare galben și culoarea alb sau culoarea untului. Voi folosi croșetul cu numărul 3 și jumătate și de asemenea vom avea nevoie de 4 astfel de clămițe. Fiind prezentate materialele principale, propun să lucrăm și vom începe prin a monta un număr de 55 de ochiuri de lanț. Deci vom avea nevoie de 55 de ochiuri de lanț pentru a începe. 1, 2, 3, 4, 5 și vom continua singure. Montate cele 55 de ochiuri de lanț, voi lua firul pe croșet și voi intra în cel de-al patrulea ochi de lanț de la croșet. Deci avem 1, 2, 3, 4 și voi lucra un piciuruș dublu. Voi continua lucrând un total de 8 piciorușe duble, inclusiv piciorușul de la începutul rândului. Deci, în afară de cele 3 ochiuri de lanț, va trebui să lucrăm încă 7 pentru a avea un total de 8 piciorușe duble. Vedem câte avem până acum. 2, 4, 6, 7, cel de-al 8. Doilea picioruș dublu. În corespondența celui de-al 9-lea picioruș dublu, noi vom lucra o serie de 3 piciorușe duble. Avem 1, 2, 3. Deci am făcut o mulțire de 3. În acest moment voi lua clămița despărțitoare și o voi introduce în cel de-al 2-lea picioruș din această mulțire de 3. După care voi continua lucrând alte 8 piciorușe duble. Deci un număr de 8 piciorușe duble. Lucrate cele 8 piciorușe duble, în următorul picioruș vom face din nou o mulțire de 3. Deci în corespondența următorului ochi de lanț vom face 3 piciorușe duble. Și din nou vom marca centrul acestei înmulțiri în piciorușul numărul 2 și vom continua lucrând un total de 17 piciorușe duble. Deci continuăm cu 17 piciorușe duble, după care ne vom reîntâlni și vom continua lucrarea. Lucrate cele 17 piciorușe duble, vom intra în următorul ochi de lanț și vom lucra din nou o înmulțire de 3. Și, bineînțeles, din nou va trebui să marcăm centrul acestei înmulțiri în corespondența celui de-al 2-lea picioruș. Acest lucru este foarte important. Vom continua lucrând un număr de 8 piciorușe duble. Deci 8. După ce am lucrat și aceste 8 piciorușe duble, vom face o nouă înmulțire de 3. Și din nou vom marca centrul acestei mulțiri în corespondența piciorușului dublu cu numărul 2. Vom pune clămiță și vom continua cu următoarele 8 piciorușe duble pentru a închide acest prim rând. Deci vom avea un număr de 8. Ajunse la sfârșitul rândului, vom face un număr de 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, vom întoarce lucrul și în corespondența fiecărui picioruș dublu din rândul anterior, noi vom lucra câte un picioruș dublu până vom ajunge în corespondența marcatorului. Picioruș dublu după picioruș dublu.
am ajuns în corespondența marcatorului. Aici vom lucra din nou. O mulțire de trei. Vom face trei piciorușe duble. 1, 2 și cel de-al treilea și din nou vom marca centrul înmulțirii cu clămiță despărțitoare. Astfel vom continua pe între parcursul rândului, deci în corespondența fiecărui picioruș marcat, noi vom face o mulțire de trei. Vom lucra singure și ne vom reîntâlni. Ajunse la sfârșitul acestui rând, cel de-al doilea, vom închide, făcând un picioruș dublu în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Vom face din nou trei ochiuri de lanț și vom relua din nou aceleași piciorușe duble, iar în corespondența fiecărui marcator vom înmulți, vom face mulțirea de trei. Astfel va trebui să lucrăm pentru un total de 7 rânduri. Noi avem deja 2, deci va trebui să continuăm alte 5. În momentul în care vom avea 7 rânduri, ne vom reîntâlni și vom continua. Am ajuns la capătul rândului cu numărul 7. Așa se prezintă ceea ce am lucrat până acum. Vom continua, acesta este un rând foarte important, rândul care îl vom lucra acum. Cu acest rând noi vom da un pic de lărgime lucrării și voi începe lucrând cele trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Și voi continua, deci avem un picioruș dublu, voi continua lucrând alte 4, deci vom avea un total de 5. 3, 4 și cel de-al cincelea picioruș dublu. În acest moment, în următorul picioruș, noi vom face o mulțire. Vom lucra în corespondența piciorușului din rândul anterior, vom lucra 2 piciorușe. Vom continua cu 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, după care vom face o nouă mulțire de 2 piciorușe, deci 1 și cel de-al doilea picioruș în corespondența aceluiași picioruș din rândul anterior. Acum voi merge cu piciorușe duble până în corespondența marcatorului. 1, 2, deci vom ajunge în corespondența marcatorului, iar acolo veți vedea, vom face o nouă mulțire, suntem deja aici. În acest picioruș voi face o mulțire de 5. Deci voi lucra 5 piciorușe duble în corespondența aceluiași picioruș din rândul anterior. 1, 2, 3, 4. Și cel de-al cincelea picioruș dublu. Acum vom pune marcatorul în corespondența piciorușului cu numărul 3, deci exact în mijlocul acestui evantai format din piciorușele duble. Și vom continua lucrând 7 piciorușe duble. Acesta va fi un rând un pic mai lung, însă trebuie să vi-l explic bine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe duble. Acum vom face din nou o mulțire, deci vom lucra în corespondența unui picioruș, vom lucra 2. Voi continua cu 6 piciorușe scurte, 6 piciorușe duble. 1, 2, 3,
voi face din nou o mulțire de două piciorușe, mulțire dublă. Și voi continua cu piciorușe duble până în corespondența marcatorului. Vom lucra singure. Am ajuns în corespondența piciorușului cu marcatorul. Aici vom face din nou o mulțire de 5. 1, 2, 3. 5 piciorușe duble și din nou aici vom pune marcatorul în piciorușul central, deci în piciorușul cu numărul 3. După care vom continua lucrând 9 piciorușe duble și vom lucra singure 9 piciorușe duble. După ce am lucrat cele 9 piciorușe duble, vom face o mulțire de 2, 2 piciorușe duble. Și vom continua lucrând 11 piciorușe duble. Deci vor fi 11. Lucrăm singure. Lucrate cele 11 piciorușe duble, vom face din nou o mulțire dublă. Deci două piciorușe duble în corespondența aceluiași picioruș din rândul anterior. Și vom continua cu piciorușe duble până la marcator. Va trebui să avem 9 piciorușe duble. Iar noi ne întâlnim în corespondența marcatorului. Ajuns în corespondența marcatorului, vom face din nou o mulțire de 5 piciorușe duble. 2, 3, 4, 5. Vom pune din nou marcatorul în piciorușul central. Și vom continua lucrând 7 piciorușe duble. 7. Vom lucra singure. Eu am lucrat deja 2, voi continua. După ce am lucrat cele 7 piciorușe, vom face din nou o mulțire dublă. Vom continua cu 6 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vom face o nouă mulțire dublă și vom continua cu piciorușe duble până la marcator. Va trebui să avem un număr de 7. Picioruș dublu. În corespondența marcatorului vom face o nouă mulțire de 5. Și cel de-al cincilea picioruș dublu. Vom pune marcatorul în piciorușul central, după care voi continua lucrând 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5. O mulțire de 2 piciorușe, 2, 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, o nouă mulțire dublă și vom încheia rândul cu 5 piciorușe duble.
doi, trei, patru, iar cel de-al cincilea piciorul îl vom lucra în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din piciorușul din rândul anterior. În acest moment voi face trei ochiuri de lanț, voi întoarce lucrul și voi lucra piciorușe duble până în corespondența marcatorului, deci piciorușe duble. Am ajuns în corespondența piciorușului unde se afla marcatorul. Acum noi vom forma mânecuța și apoi părțile din față și din spate. Voi lua firul pe croșet. Voi intra prin corespondența piciorușului unde se afla marcatorul. Ați văzut, am pus lucrul în două. Voi trece prin corespondența piciorușului de cealaltă parte, prin celălalt picioruș unde se afla marcatorul. Voi extrage firul și voi face un picioruș dublu. În felul acesta am unit și am făcut prima mânecuță. Și voi continua cu piciorușe duble până în corespondența următorului marcator. Deci noi ne vom întâlni în momentul în care vom ajunge în acel punct. Acum vom forma, vom delimita cea de-a doua mânecuță. Am ajuns în corespondența piciorușului unde se afla marcatorul. Voi lua firul pe croșet, voi intra prin corespondența acestui picioruș, iar apoi prin corespondența următorului picioruș unde se găsește marcatorul. Vom pune bine, să aveți grijă. Acesta, voi extrage firul și voi lucra piciorușul dublu, după care până la sfârșitul rândului voi continua cu piciorușe duble. În felul acesta noi am delimitat părțile, uitați-vă cum se prezintă acum în felul acesta. Și vom continua să lucrăm singure piciorușe duble până la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la sfârșitul rândului, voi face cele trei ochiuri de lanț care țin locul unui piciuruș dublu, voi întoarce lucrarea și voi lucra un rând de piciorușe duble, lucrând inclusiv piciorușul dublu cu care am unit aici cele două părți pentru a forma mânecuța. Deci fiecare picioruș dublu îl vom lucra. Am ajuns și la sfârșitul acestui rând. Am lucrat ultimul picioruș dublu, iar acum voi închide totul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Acum eu voi face 1, 2, trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Voi intra în corespondența următorului picioruș dublu, deci îl voi face cel de-al doilea. Un ochi de lanț de separare. Voi sări un picioruș din rândul anterior. Voi intra în următorul și voi lucra din nou. Un picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, un ochi de lanț de separare. Voi sări un picioruș, voi intra în următorul și lucrez din nou. Două piciorușe duble, un ochi de lanț de separare, voi sări un picioruș, voi intra în următorul și voi face din nou un picioruș dublu. În felul acesta, aici vom avea loc să punem un cordonet. Deci, în felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului. Am ajuns și la sfârșitul acestui rând. După cum vedeți, am două piciorușe duble, voi face un ochi de lanț, voi sări, bineînțeles, acest picioruș. Deci am ieșit în mod exact și voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Acum voi lucra 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, voi sări un picioruș și în următorul
voi face un picioruș scurt. Nu are importanță dacă este în corespondență piciorușului dublu sau în spațiul format din ochiul de lanț. Voi continua din nou. 5. Ochiul de lanț. Voi sări un picioruș și voi intra în corespondența celui de-al doilea și voi face un picioruș dublu. 5 ochiuri de lanț, 2. Un picioruș scurt, scuzați. 2, 3, 4, 5. Am lucrat atât de mult cu piciorușele duble că mi-a rămas în minte piciorușul dublu. Deci am făcut 5 ochiuri de lanț, voi sări acest spațiu care îl considerăm un picioruș pentru că am sărit un picioruș, vom intra piciorușul disponibil și vom face un picioruș scurt. 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, vom sări un picioruș, intrăm în spațiu format din ochiul de lanț, facem un picioruș scurt. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului. Cu atenție să nu săriți niciunul dintre piciorușe, pentru că apoi nu ne va ieși modelul pe care îl vom începe. Am ajuns și la sfârșitul acestui rând. După cum vedeți, am făcut ultimele 5 ochiuri de lanț și ar trebui să le închid aici, în ultimul spațiu liber care îl am. Însă eu voi închide exact în corespondența primului ochi de lanț din cele 5 cu fir alunecat, după care cu fir alunecat voi ajunge în mijlocul acestui lanț creat din cele 5 ochiuri de lanț, iar apoi voi continua 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, le voi închide cu picioruș scurt în următorul spațiu format din ochiurile de lanț, voi continua 1, 2, 3, 4, 5, le voi închide în următorul arc format din ochiurile de lanț. În acest moment iau firul pe croșet și în acest arc format din cele 5 ochiuri de lanț eu voi lucra un număr de 5 piciorușe duble. 1, 2, 4, cel de-al cincilea picioruș dublu. Voi închide totul cu picioruș scurt în următorul arc format din cele 5 ochiuri de lanț, după care voi continua 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, le voi închide în următorul arc cu piciorul scurt, voi continua 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, le voi închide în următorul arc cu piciorul scurt, firul pe croșet și în arcul care urmează voi lucra din nou 5 piciorușe duble, 2, 3, 4, 5, le voi închide cu piciorul scurt în arcul următor și voi repeta 3, 4, 5 ochiuri de lanț, care le voi închide cu piciorul scurt în arcul următor, alte 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, le voi închide în arcul următor, după care voi continua din nou cu cele 5 piciorușe duble. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului. Acesta este primul rând din modelul propriu-zis. 3, 4, 5 și voi închide totul cu picioruș scurt în arcul format din cele 5 ochiuri de lanț. Cam așa se prezintă. Noi vom lucra singure și ne vom reîntâlni. Am ajuns și la sfârșitul acestui rând. Am lucrat ultimele 5 piciorușe duble. Vă rog să mă scuzați de acum, sunt un pic obosită. Le voi închide cu picioruș scurt în arcul format din cele 5 ochiuri de lanț, apoi cu piciorul alunecat voi trece la baza următorului arc în felul acesta și cu piciorul alunecat voi ajunge în mijlocul arcului
Odată format acest rând, ne va fi foarte ușor să continuăm lucrarea. Ajuns aici, voi lucra 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț. Voi închide în corespondența următorului arc format din cele 5 ochiuri de lanț, firul pe croșet. Voi intra în corespondența primului picioruș dublu și voi lucra un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare. Firul pe croșet, cel de-al doilea picioruș dublu, un ochi de lanț de separare. Firul pe croșet, cel de-al treilea picioruș dublu, un ochi de lanț de separare. Firul pe croșet, cel de-al patrulea picioruș dublu, un ochi de lanț de separare și cel de-al cincilea picioruș dublu. Toate acestea le voi închide cu un picioruș scurt în următorul spațiu format din arcul, format din cele 5 ochiuri de lanț. Acum voi face 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, le voi închide cu piciorul scurt în arcul următor, firul pe croșet și voi repeta din nou un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, cel de-al doilea picioruș dublu, ochiul de lanț de separare, cel de-al treilea picioruș dublu, ochiul de lanț de separare, cel de-al patrulea picioruș dublu, ochiul de lanț de separare, cel de-al cincilea picioruș dublu și voi închide totul cu picioruș scurt în arcul format din cele 5 ochiuri de lanț. 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5 și voi închide în arcul următor, după care voi continua cu piciorușele duble. Deci pe întreg parcursul rândului vom repeta această secvență și așa trebuie să arate ceea ce lucrăm, iar noi ne vom reîntâlni. Am ajuns și la capătul acestui rând. Am lucrat ultimele 5 piciorușe duble, separate fiecare de câte un ochi de lanț. Acum voi închide rândul cu fir alunecat în corespondența arcului format din cele 5 ochiuri de lanț. Voi lua firul pe croșet. Voi intra în primul picioruș dublu din cele 5, avem 2, 4, 5, și voi face un picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare. Voi intra în cel de-al doilea picioruș dublu, picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare, cel de-al treilea picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare, cel de-al patrulea picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare și cel de-al cincilea picioruș dublu. Și vom închide totul în arcul format din cele 5 ochiuri de lanț. Și apoi ne vom deplasa în următorul spațiu, lucrând din nou cele 5 piciorușe duble separate de două ochiuri de lanț. Acesta va fi următorul rând și cam așa se prezintă ceea ce am obținut până acum. Am ajuns și la capătul acestui rând, am făcut ultimele 5 piciorușe duble separate de ochiurile de lanț. Voi închide rândul în corespondența arcului de unde am pornit acest al treilea rând. Voi închide cu un picioruș scurt. Iar acum voi face 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț. Deci am făcut 5 ochiuri de lanț și le voi închide cu piciorul scurt în primul spațiu format de cele 2 ochiuri de lanț. Voi continua 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț. Le voi închide în corespondența celui de-al doilea spațiu. 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț. Le voi închide în corespondența celui de-al treilea spațiu. 1, 2,
3, 4, 5 ochiuri de lanț, deci avem 1, așa, le voi închide cu piciorul scurt corespondența ultimului spațiu format din cele două ochiuri de lanț. Acum voi face din nou 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5 și le voi închide în primul spațiu format din cele două ochiuri de lanț. Și voi continua în felul acesta, formând din nou aceste grupe de câte 5 ochiuri de lanț, în care apoi vom începe rândul următor. Deci avem 3, 4, 5, vom închide aici, 1, 2, 3, 4, 5, vom închide în corespondența următorului spațiu, 1, 2, 3, 4, 5, voi închide în ultimul spațiu, iar acum voi face 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, și le voi închide în corespondența primului spațiu format din cele două ochiuri de lanț. După cum vedeți, în corespondența spațiilor formate din ochiurile de lanț, avem 3 grupe de câte 5 piciorușe, 5 ochiuri de lanț, scuzați. Deci am format aceste 3 grupe, 3 arcuri. Iar apoi, de la un grup la celălalt, după cum vedeți, alte 5 ochiuri de lanț. Pe aceste ochiuri de lanț, noi apoi vom lucra cele 5 piciorușe duble. Iar acestea ne vor ajuta pentru trecerea de la un rând la celălalt, pentru a forma din nou întreaga floricică, să o numim. Deci, în felul acesta, noi vom continua. Vă arăt încă o dată, voi forma 1, 2, 3, 4, 5 și este primul arc de 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, cel de-al doilea arc, 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al treilea arc, care vine închis în corespondența ultimelor două ochiuri de lanț, iar acum 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, cu care vom face trecerea din spațiu de două ochiuri de lanț, din această parte, în următorul spațiu. Astfel, vedeți, am obținut de 3 ori cele 5 ochiuri de lanț plus al patrulea aici. Astfel vom lucra pe întreg parcursul rândului. Eu sper că s-a văzut ceea ce am lucrat. Sunt aproape la sfârșitul rândului, voi face din nou trecerea dintre un raport, să-l numim așa, și celălalt. Nu știu dacă s-a văzut bine, pentru că am fost distrasă de telefon. Voi face cele 5 ochiuri de lanț cu care voi trece din ultimele două ochiuri de lanț din acest raport în ochiurile de lanț din raportul următor. Și din nou voi face 3, 4, 5 ochiuri de lanț și le voi închide în spațiul format din cele două ochiuri de lanț din rândul anterior. 5 ochiuri de lanț le voi închide în următorul. Din nou fac 5 ochiuri de lanț, 4, 5 și le voi închide în următorul. În acest moment am ajuns exact la începutul rândului. Ce vom face? În acest prim arc, noi vom lucra cele 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5. Și le vom închide cu piciorul scurt în primul arc format din cele 5 ochiuri de lanț. Acum voi face 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț. Le voi închide în următorul arc cu piciorul scurt. 1, 2, 3,
patru, cinci ochiuri de lanț, voi închide în următorul arc cu piciorul scurt, iar acum am ajuns în corespondența arcului dintre cele două rapoarte și aici voi lucra cele cinci piciorușe duble. Deci voi repeta, doar că acum dispoziția lor, modul în care sunt amplasate, este diferit. Și voi închide cu picioruș scurt. După cum vedeți, acum primul raport va fi între două rapoarte, ochiurile de lanț, următorul raport va fi între aceste două din rândurile anterioare și așa vom continua până la sfârșitul rândului. În momentul în care vom termina rândul, vom face același pasaj, cum v-am explicat acum. Vom lucra singure. Am ajuns și la sfârșitul acestui rând, am făcut ultimele ochiuri de lanț, acum nu ne rămâne decât să repetăm exact ceea ce am lucrat, un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, continuăm rândul următor cu un picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare, trecerea de la un rând la celălalt, v-am explicat-o. Acum vom lucra singure. În cazul în care dumneavoastră veți avea nedumeriri, veți lăsa scris la comentarii sau nu veți reuși ceva, iar eu vă voi răspunde. De acum vom lucra singure și ne reîntâlnim. Eu am lucrat un total de 4 rânduri. Pentru o fetiță nou-născută este, cred eu, suficient, pentru că un copil mic nu este foarte, foarte înalt. După ce am ajuns la capătul acestui rând, voi închide totul cu fir alunecat, voi ascunde capătul de fir, vom vedea ce a ieșit. Să ascundem capătul de fir. Și eu mă voi opri aici, voi continua apoi lucrarea, voi ascunde coacul, voi continua apoi lucrarea, deci mânecuțele și ceea ce mai avem de executat într-un alt tutorial. Mie îmi place ceea ce am lucrat, de foarte mult timp nu am lucrat o rochiță așa de micuță. Dacă vă place ceea ce am realizat împreună, vă rog să lăsați un like, un comentariu, pe mine mă ajută foarte mult în creșterea comunității și mă despart de dumneavoastră în același mod cu aceleași cuvinte. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă aștept din nou alături de mine cu noi tutoriale. La revedere, vă salută, Tatiana!